discutăm despre subiectul momentului. Inflația a scăzut ușor la 5,9% față de luna aprilie anului trecut, însă ieftinirile nu se văd deloc. Ba, dimpotrivă, potrivit INS, alimentele s-au scumpit în aprilie cu peste 2%, iar serviciile cu peste 10%. Și cele mai mari scumpiri le observăm la serviciile poștale, 26%, detergenți 35% și medicamente 24%. Dezbatem subiectul cu Mircea Coșa, profesor de economie aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Vedem o ușoară scădere a ratei inflației de la 6,6 la 5,9, însă, așa cum spuneam mai devreme, nu se observă această scădere și la raft. De ce? Doamne, asta este o inflație medie care cuprinde multe produse, multe servicii. Pe noi nu ne interesează toate. Viața de fiecare zi nu înseamnă să cumpere fiecare zi câte o motocicletă, câte o tabletă, să faci câte fel de servicii la frizerie sau în altă parte. Pe noi ne interesează utilitățile, cele care sunt necesare în fiecare zi, apă, lumină, curent și așa mai departe, și mai ales mâncarea. Aici e altă inflație, este o inflație alimentară, se numește, prețurile cresc. Motivele le cunoaștem, sunt motive determinate în principal de politica fiscală greșită a acestui guvern, care a mers pe o linie absolut neeficientă cu plafonarea adaosului comercial, care a dus la creșteri de prețuri la produse de altă categorie, care au dus până la urmă la reducerea gramajelor. Nu există o politică de sprijinire a producătorilor români pentru a-și desface produsele pe piață în concurență cu cele din import. Deci cunoaștem care sunt cauze. Sunt cauze absolut interne. Nu trebuie să dăm vina pe mediul internațional sau pe presiuni care țin de altceva decât pe o politică greșită. Acum, sigur că inflația va scădea, pentru că ăsta e trendul general. Dar în România lucrurile sunt total diferite, pentru că noi deja avem cea mai mare inflație din Europa. Deci o scădere a inflației cu câteva linii nu înseamnă un mare progres din punct de vedere al nivelului de trai. Iar în viitor, inflația va scădea în România într-un ritm și mai lent. Ăsta e pericolul. Foarte lent. Pentru că urmează să avem niște elemente de politică fiscală care ne vor duce în asemenea situație. Sunt taxele și impozitele prin ordonanța Trenulețu. Vom avea o creștere, nu știu la câte categorii și în ce măsură, dar o creștere va fi la anumite pensii. Asta înseamnă că va fi o creștere a inflației și din acest punct de vedere și o debalansare bugetară, adică un deficit bugetar mult mai mare, neacoperit prin eforturile producției interne, pentru că producția internă este oprită, dezvoltarea ei, tocmai de noile impozite și taxe pe care le pune guvernul. Și atunci ne vom împrumuta în continuare și imediat după alegeri va urma o creștere inevitabilă a impozitelor și taxelor, deci viitorul inflației în România și în consecință al vieții pe care noi o ducem în fiecare zi, nu este într-o lumină pozitivă. Cu toate acestea, vedem că executivul anunță această ușoară scădere a inflației ca pe o mare victorie și întrebarea este, de ce oare, dacă este în scădere rata inflației, vedem aceste proceduri la raft? De exemplu, acea metodă a shrinkflației, prin care se reduce cantitatea unui produs, rămâne prețul același și avem impresia că nu au fost scumpiri. Doamne, pentru că acest guvern nu înțelege, sau nu neapărat guvernul, ci consilierii guvernamentali, care sunt oameni din mediul academic, din păcate. Nu înțeleg că noi suntem în Uniunea Europeană, în care piața este liberă, acționează ca urmare a cererii și a ofertei, deci nu poți să intervii cu anumite măsuri restrictive. Măsura de care deja am vorbit, aceea plafonare a adaosului comercial, nu poate să fie acceptată de către distribuitori și producători pentru că pierd profitul. Ori profitul este singurul argument al activității economice într-o economie de piață. Și atunci, pentru a menține o rată a profitului la nivelul la care pot să funcționeze, practică fel de fel de metode, printre care și aceasta a menținerii prețului la un grămaș mai mic. Dar asta este o chestiune care, dacă
s-ar citi eticheta, lucrurile ar fi normale, pentru că pe etichetă trebuie să scrie cantitatea. Nu este o chestiune care ține de o practică inacceptată sau corupțională. Nu, e doar o chestiune de etichetă. Dar în spatele acestei etichete se ascunde o realitate, și anume scumpirile. Scumpirile sunt, până la urmă, un rezultat al faptului că producătorul și distribuitorul trebuie să-și mențină profitul. Dacă acest guvern, această coaliție, care acum e preocupată doar de alegeri, ar dori într-adevăr să reducă prețurile la raft, ar trebui să lucreze pe costuri, adică să reducă costul energiei, gaz, electricitate, carburant, să reducă prețul la îngrășăminte, la apa pentru irigații, și atunci imediat se va vedea o reducere a costurilor, prețurile s-ar micșora la raft, fără să se intervină abuziv prin metode restrictive, care nu au nimic de a face cu economia de piață.